Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne adresăm acum pe calea undelor ascultătorilor noștri care sunt amic șoferi și B mic medici cardiologi, dacă se poate. Și ce mic specialiști în șpriț. Deci, deputatul PNL Benoni Ardelean. Zi Beni, că e mai Nea simplu. Beni, nu că ne-a Beni altcineva. Deci, deputatul PNL Ben a rămas fără permis după ce a fost prins de polițiști din București cu alcoolemie de 0,11 în aerul expirat. I-au dat amendă 1305 leuți, i-au suspendat permisul 90 de zile. Parlamentarul s-a supărat și a spus că va face contestație pentru că, citez, a luat doar niște pastile de inimă. Mamă, dar ce... Și aici eu m-am oprit. Sunt intimidat pentru că eu nu sunt medic, nu mă pricep, nu vreau să intru într-un domeniu ca acesta, respect foarte mult profesia, dar sincer nu am auzit în viața mea de pastile pentru tratamentul afecțiunilor cardiace care să provoace alcoolemie, decât dacă este vorba de pălincă. Aia, că știm, sunt zone în țară în care orice se mai tratează cu o pălincuță. Eu știu că te doare capul, nu te înțeapă inima. Iată. Deci nu... Nu înțeles, sau poate lua pentru inima albastră. Dar n-avem de unde știe. Nu, serios, deci nu pot să înțeleg. Și ca atare, rugămintea mea este, știți că am tot discutat, suntem și noi preocupați, fiind șoferi, suntem preocupați. Am aflat că nu trebuie să mâncăm cornulețe cu șampanie. Nu de alta, dar să evităm. Da. Ultima, cornulețe cu cremă de aia de șampanie. Da, le-au fost primele, dar au mai fost porn. Au mai fost niște cazuri. Nici bomboane cu vișine nu e bine să mănânci. Bine, mă, pe bune. Era clar că nu mănânci bomboane cu alcool, cu coniac. Și mai era ceva. Mai erau niște chestii. În fine, nu. Of. Smoothie, măi. Așa. Era o doamnă care a zis că ea a băut un smoothie de afine și de la ăla hați. S-a nenorocit, da. Deci, 0728-3132, facem un apel respectos către medicii cardiologi care sunt pe recepție sau către medicii care înțeleg cum funcționează fenomenul ăsta. Sau către pacienți. Da. Există tratamente pentru afecțiuni cardiace care pot crește alcoolemia? Serios întreb. Adică, nu, chiar am vrea să aflăm. Iată ce zice domnul Benoni Ardelean pentru Hot News. Stai puțin. Ce? Benoni? De ce nu-i zice de cel sacadez? Are, nu e Benoni. Așa îl cheamă. Benoni. Oni. Deci este cum era vin ars. Vin ars e exact pe dos. Adică, înțelegi? Eu am crezut că e un fel de Benone și i-au zis Benoni. S-ar putea să... Benoni, băi. Okay, Ardelean. Dar s-ar putea să se fi dus la sfatul popular atunci când s-a născut și cum l-au notat pe Pintilii cu doi i la final, că Pintilii. Cum te cheia, ui? Pintilii, Pintilii, uite, pe Pintilii cu doi. Așa, cum îi spunem? Benoni. Benoni a scris acolo revenitere. Ben. Ben, spațiu. În ultimele săptămâni, zice domnul deputat, am avut probleme cu tensiunea și am luat doar niște pastile de inimă care se pare că au ieșit la etilotest. Deci creierul meu în momentul ăsta s-a ars. Cum am luat pastile de inimă care au ieșit la etilotest? Vă rog să-mi explicați, nu înțeleg. Încă n-am primit niciun mesaj de la vreun cardiolog, în schimb am primit mesaj de la Palin că scade tensiunea. Și iată ce zice în continuare domnul deputat. Știți că și lidocaina iese în etiloteste drept alcoolemie. Lidocaina e cumva aia care se dă la sportiv când se lovesc la țurloaie? Nu, cred. Nu e spray ăla, nu e, mă, cu lidocaina? Nu, ăla e cu... cu che... ceva. Cu, cum e? Chelen. Chelen. Da. Ne-a scris Adrian, medicul da. Pu. Nu există așa ceva, doar dacă le-a luat cu alcool în loc de apă. Vă mulțumim, domnule doctor. Mulțumim frumos. Aveam noi o bănuială, dar am zis să nu ne dăm mari într-un domeniu pe care stai nu-l stăpânim. Stai puțin. Da, zice cineva. Din Germania, Nick. Zice, are dreptate, pastilele se numesc vodcomicină. Dar m-a prins că zic. Dar interesant că domnul Benoni dă o declarație și pentru postul nostru de radio. Europa FM, dacă nu știți pe ce frecvență sunteți. Și zice, este vorba de un tratament care, din păcate, a dat această alcoolemie pe test. O alcoolemie care nu ți-o dă alcoolul neapărat, ți-o poate da, zice dânsul, și trei bomboane de rom. Este abia la limita contravenției. Alcoolemia, dacă era de la alcool, îți dădea mult mai mult, deci nu îți dădea zero. Adevărul că... Da. Zice cineva din Qatar, Daniel, zice, Benoni e frate cu Obi-Wan Kenobi. Da. Da, deci nu știu ce să spun. Aveți grijă ce pastile de inimă luați. Psicomicină. Lidocaina este un anestezic stomatologic ușor.
Păi asta zic, ce are cu inima? Nu înțeleg, deci domnul Benoni... Să te liniștești. Da. Deci nu... Bune, băi, e un totuși... Eu încă am naivitatea asta să cred după atâția ani că parlamentarii trebuie să aibă un anumit comportament, o anumită atitudine și că, în general, bărbătește este să-ți asumi greșeala atunci când comiți o greșeală. Poate lua pe fond de stres, mă. Stai puțin. E un anestezic ăsta, uite, lidocaină. E folosit la anestezie. Păi era stresată, îi bătea inima prea tare și a și-a dat pe gingii. A dat cu spray pe inimă. Pe partea stângă. Și a suflat cu sfârcul sau cum, nu înțeleg. N-am vrut să-mi ajung până acolo. Băi, ești bărbat, asumă-ți, mă. Bine, mă, ok, te-a prins, gata, erai, bă, plătește amendă, rămâi fără permis, asta e viața, merge înainte. Fii bărbat, domnule, nu ți-e rușine. Acum înțelegi de ce, după cazuri de genul ăsta, îți dai seama de ce legislația e așa și așa și nu e întotdeauna clară. Tocmai pentru momentele astea, excepțiile astea, în privința, când cineva trebuie să scape. În privința codului rutier. Da, în privința codului rutier. Da, că noi ne tot întrebăm aici, dar de ce Dumnezeule în țara asta în care se moare pe șosele, în halul ăsta, suntem pe locul întâi, cele mai periculoase drumuri mii de victime. Uniunea Europeană, sunt în România de ani de zile și legislația este, mă rog, mereu insuficientă și nici nu se aplică. Vorba aia, de când n-ați mai văzut totuși acțiuni serioase de creșterea siguranței traficului rutier? Ce, Luca? Nu mă gândeam de când n-am mai văzut. Da. Dă deci, mult. Lidocaina... Deci domnul Benoni Ardelean a invocat un anestezic stomatologic să spună că i-a crescut alcoolemia. Pe de altă parte, cineva spune că lidocaina nu se dă la cardiaci, că li se oprește inima. Poftim. Palinga scade tensiunea. Berea și vinul o cresc. Da, și ne mai spune cineva că se poate întâmpla dacă ești sub tratament, chiar dacă bei foarte puțin, alcoolemia să fie de două ori mai mare. Cumva. Deci să potențeze... Sub tratament de ce? Sub tratament de inimă. Nu, asta e... Băi, și ca orice domnului... tratament care nu se ia pe purta goală, dacă a luat și niște pișcoturi de alea cu rom, cu cremă de rom. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.